în acest video o să încerc să arăt cum foarte simplu mai pot fi adăugate încă două întrerupătoare cu trei poziții la acest controler, adică unul deja este de instalat din fabrică. Foarte, foarte simplu, mai pot fi adăugate încă două laterale cu trei poziții. Iată, am schema și noi, iată, pentru a conecta încă un întrerupător, iată, a treia poziție, acesta este întrerupătorul cu trei poziții, iată, foarte clar ne arată, mai trebuie o rezistență de 1 kΩ conectată la ground și centrul deja îl avem la spare angle. Acum mai ne întoarcem aici, iată, el e aici, e pinul ăsta, la geantru numărul 3, iată, el se află aici. La acesta, încă e mai simplu. Iată, avem a treia poziție, ectele. Încă, sau adăugăm un singur întrerupător ca poziție, sau unul din întrerupătoare o facem cu trei poziții, iată. Aici. Am făcut toate modificările, trebuie să spunem controlerului că deja aici sunt trei poziții. Eu folosesc AirSky. Iată, vă arăt acuși versiunea. Iată, eu folosesc această versiune. Acum, care e procedura pentru a face funcționale întrerupătoarele cu trei poziții, comutatoarele. Ținem butonul apăsat și pornim. Welcome to AirSky 9X. Pentru a face hardware enabled. Radio setup. Hardware. În hardware, în jos. Iată, aileron switch.
Eu deja am făcut. Trebuie să fie analogical și digital. Iată, aileron și aileron. Ele erau, iată așa, ia. Iată așa erau. Excelent.